Doamnelor, domnilor, bun găsit la ediția specială. Sunt Mariana Zaharia. Discutăm astăzi despre penitenciare. Probleme serioase din punct de vedere financiar. Se discută la nivel național despre un posibil proiect de lege prin care să se facă mai multe grațieri pentru a ușura puțin munca celor din penitenciare, în speță bugetele penitenciarelor. Ce ar însemna un colaps, practic, în acest sistem? Discutăm astăzi cu invitatul meu, inspectorul Emanuel Daniel Conea, directorul penitenciarului Colibaș. Bine ați venit, domnule inspector. Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu din nou în studioul dumneavoastră. Vorbim despre probleme financiare ale penitenciarelor. Cum, spuneți-ne mai întâi, cum sunt finanțate penitenciarele? În speță penitenciarul Colibaș, pentru că este la noi în Argeș și asta ne interesează. Finanțarea penitenciarelor se asigură atât de la bugetul de stat, din subvenții, cât și din venituri proprii obținute din munca persoanelor private de libertate. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această criză financiară? Aceleași probleme sunt și la Colibaș, ca de altfel în toată țara. În tot sistemul în tot sistemul. Discutăm de multe ori despre faptul că se cheltuie foarte mult cu persoanele private de libertate, dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple cum le vedem noi. Nu, problemele sunt destul de mari. Ați văzut și dumneavoastră, au fost mediatizate faptul că nu există bani pentru plata utilităților, pentru hrănirea persoanelor private de libertate, fapt ce ar conduce în situația nerespectării drepturilor, ar conduce la condamnarea României la CEDO, ar conduce la imposibilitatea de a mai putea să asigurăm activitățile în penitenciar, ne închipând ce ar însemna să rămânem fără utilități, fără gaze, fără curent. Dar problemele nu sunt doar ale penitenciarului Colibaș, așa cum spuneam, și cu toții facem eforturi să reușim să trecem de această perioadă, încercând să găsim soluții. În întreaga țară. Domnule director, sunt convinsă că mulți dintre telespectatorii noștri se uită acum la noi și se întreabă de ce m-ar interesa pe mine că nu au bani penitenciarele și totuși este o problemă destul de serioasă. Pentru că penitenciarele, unul dintre scopurile pe care le au, custodiază persoane private de libertate, adică persoane care au săvârșit infracțiuni și sunt pedepsite pentru acest lucru. În acest sens, noi asigurăm garanția unei siguranțe a comunității. În situația în care ar fi pe stradă persoane private de libertate, nu ar mai exista această siguranță. Ori este absolut necesar să putem să asigurăm condițiile de supraviețuire a unui penitenciar tocmai în acest sens, pentru a oferi comunității locale, mă refer și aici mă refer la penitenciarul Colibaș, siguranța de care este nevoie. Dumneavoastră, în calitate de director, trebuie așadar să găsiți sursele de finanțare necesare pentru a asigura toate aceste cheltuieli. Spuneți-ne, cum puteți face acest lucru? Un penitenciar este practic un sistem închis. Da, dar este totuși, ca să facem o mică comparație, e un mic colț din comunitatea județeană. E o mică comunitate. Dar e oarecum stat în stat. Este stat în stat, dar există oameni acolo, toți deținuții sunt oameni, sunt calificați în diverse meserii și, dat fiind acest lucru, la ora actuală ne chinuim și încercăm să găsim soluții pentru a contracta forța de muncă pe care o avem la diversi beneficiari, persoane fizice sau juridice. Practic, pentru a putea suplimenta sau înlocui lipsa banilor din subvenții, trebuie neapărat să încheiem contracte atât pe forța de muncă specială, cât și prin atelierul de tâmplărie de care dispune penitenciarul Colibaș și care este dotat la standarde europene și putem să facem acolo articole de mobilier sau alte articole de tâmplărie cu finisaje deosebite și la calitate mare. Practic să înțeleg că dumneavoastră acolo în interior aveți așa mici fabricuțe, cum avem și noi în oraș, în da, o fabrică de pâine, o fabrică există de mobilă, o fabrică de... și puteți încheia, aveți practic această portiță, să încheiați contracte. Nu pe brutărie, deci fabrica de pâine, brutăria este v-am dat un exclusiv exemplu penitenciarului, dar pe atelierul de tâmplărie și
pe lângă faptul că avem atelierul de tâmpărie și producem, așa cum am spus, mobilier, stupi, foișoare pentru curți, avem și un atelier în care putem produce plasă de sârmă și există solicitări și în acest sens. Prețurile sunt competitive, raportul calitate-preț este foarte avantajos. Adică ce înseamnă? Dacă vin și îmi fac, pot să vin să-mi fac mobilă pentru acasă la penitenciar? Da, se poate. Și puteți veni cu ce model doriți. Oamenii noștri de acolo vă vor ajuta, responsabilii din partea serviciului producție bugetară vă vor ajuta, vă vor oferi soluții și se pot produce elemente de mobilier și mobilă completă. Și la ce prețuri, domnule director? Cât prețurile de competitiv nu vi le sunteți? Pot spune acum, vă pot spune doar că ieșim sub prețul pieței. Pentru că noi nu suntem societate comercială să avem adaosuri și alte cele. Care ar fi avantajele? De ce aș apela la dumneavoastră, la penitenciar în speță, nu la dumneavoastră personal, și nu m-aș duce la orice altă societate din oraș? Avantajele nu mă refer sunt... neapărat la mobilă, v-am dat un exemplu. Și forța de muncă specială. Deci avantajele sunt multiple. Pornind de la faptul că tariful orar, mă refer aici la forța de muncă și nu la atelierul de producție, da? La deținuții care vin să construiască o casă sau să facă curățenie pe drumuri și alte asemenea activități, tariful orar este negociat, este plata pe oră și se calculează la nivelul salariului minim pe economie. Acest tarif este stabilit în baza contractului, se poate renegocia dacă se schimbă condițiile, e în funcție de numărul de deținuți și de activitățile care le desfășurăm. Dar, pe lângă acest tarif, nu mai plătește beneficiarul nimic, adică nu se plătesc impozite la stat, pe salariu sau pe alte activități. Deci, practic, contractul se încheie cu penitenciarul pentru un număr de persoane private de libertate cu un tarif orar și acela este tariful care se va plăti în baza facturării lunare, a bonurilor efective de lucru, care se fac și se verifică împreună cu reprezentant al beneficiarului. Deci e și mult mai ieftin, pentru că nu sunt alte taxe. Ce avantaje au persoanele private de libertate care participă la astfel de activități? Că înțeleg care este avantajul penitenciarului. Avantajele sunt de toate părțile. Avantaj pentru penitenciar prin faptul că reușim să obținem venituri proprii care ne pot ajuta în suplimentarea sau bugetului și să putem asigura condițiile necesare funcționării unității. Pe de altă parte, avantajul beneficiarului care iese cu un preț mai bun și este sigur că a doua zi are oamenii la muncă, indiferent de condiții, va avea oamenii la muncă, bine, condiții, nu ne referim la condițiile meteo, că dacă lucrează afară și plouă torențial, a doua zi nu mai au cum să iese. Iar pentru persoana privată de libertate, avantajele de asemenea sunt multiple. Pornind de la avantajele, să zic, psihoemoționale. Faptul că atunci când ies în comunitate sunt... Sunt folositori, se simt băgați în seamă și se simt utili societății. Avem și alte avantaje. Din banii care penitenciarul încasează, o cotă de 40%, dar revine persoanei private de libertate, din aceștia 75% poate să-i utilizeze în timpul executării pedepsei pentru cumpărături, pentru apeluri telefonice, iar 25% se consemnează pe numele persoanei private de libertate, urmând a fi ridicați cu dobândă aferentă la punerea în libertate. De asemenea, un alt avantaj pe care persoanele private îl au este acela că obțin zile câștig, cum cunoaște lumea. Adică, pentru un număr de zile muncite, li se mai consideră un alt număr de zile ca și executate pe baza muncii prestate. Și atunci pot fi, pedeapsa. Pot fi discutați în comisia de liberare mai devreme decât era normal. Domnule director, spuneți-mi, cum vi se par argeșenii? Sunt reticenți la o colaborare cu deținuții? Nu vorbim de argeșeni. Reticență în privința persoanei private de libertate există. E normal, comunitatea, societatea în general are reticență față de persoane private de libertate, dar printr-o mediatizare, printr-o implicare a noastră a personalului penitenciarului mai activă la nivelul comunității și societății, astfel încât să reușim să facem opinia publică să vadă că și deținuții sunt oameni, eu zic că până acum am reușit să-i facem pe mult, să-i convingem că se merită să lucreze cu persoane private de libertate și... vrem să-i asigurăm că atunci când apelează la munca cu persoane private de libertate, siguranța este maximă.
să nu se gândească, vai, vin deținuții la noi să muncească, ne teamă, ne fură sau nu, e adevărat. Exact, sunt exact. Oameni, poate mulți sunt spun, domne, ăla îmi pleacă cu uneltele, îmi pleacă cu cărămida în buzunar. Sunt cu... supravegheați, deci avem pază și supraveghere de la penitenciar. Asta intră în responsabilitatea noastră, dar pe de altă parte deținuții sunt selecționați, sunt trecuți printr-o comisie de selecționare la muncă, trebuie să îndeplinească anumite criterii, nu ies toți deținuții la muncă. Adică nu ies cei care fac probleme, să-și explicăm exact, puțin. Exact. Cei care nu au un comportament contează adecvat. Contează foarte mult comportamentul în perioada detenției, situația disciplinară, fapta pentru care a fost condamnat, deci contează mai multe. Spuneți-ne dacă aveți posibilitatea să faceți contracte sau dacă ați fost deja solicitat și de instituții publice. Da, avem contracte și cu instituții publice și cu instituții private în diverse domenii de activitate. Spre exemplu, la ora actuală avem contracte încheiate pentru curățenia străzilor, pentru salubrizare, avem contracte încheiate cu instituții private pentru reciclarea materialelor plastice, deșeurilor plastice, sortarea lor. Avem contracte încheiate și avem un punct de lucru interior relativ recent pentru cusut pantofi. Deci, efectiv, facem toate cusăturile la pantofi care merg la export în Italia. Iată, trebuie să faceți încălțăminte de calitate. Este încălțăminte de calitate. Dacă merge la export, trebuie să respectați un anumit contract. Se respectă contractul, deținuții își dau tot interesul și învață, pentru că nu toți știu, dar restul învață și până la ora actuală nu avem probleme, deci contractul cu societatea respectivă se derulează foarte bine și beneficiarul este mulțumit de calitatea muncii deținuților. Cum îi specializați, domnule director? Că sunt convinsă că nu, poate puțin dintre ei sunt brutari, știu eu, tâmplari. Da, nu vorbim acum, ei vin din afară, în viața civilă, au lucrat în diverse meserii, dar penitenciarul oferă posibilitatea de calificare și de recalificare în diverse meserii, ca tâmplar, brutar, zidar, dulgher, croitor și alte asemenea meserii. Avem foarte mulți deținuți care participă la cursuri de calificare și de recalificare. Un telespectator vă întreabă, spune că știe că la Coliba se face mobilă. Dacă se comercializează această mobilă, întreabă telespectatorul. Așa cum nostru. Spuneam mai devreme, nu suntem societate comercială, noi nu putem participa, nu știu, să comercializăm prin magazine sau... Nu, beneficiarul trebuie să... Dar știu că ați fost la târguri, dacă nu mă înșel. Probabil că mai de mult s-o fi mers la târguri. Beneficiarul vine, dă comanda și în funcție de doleanțele dumnealui realizăm toate finisajele, îi dăm mobila cap-coadă, o ridică de la noi. Un alt telespectator vă întreabă de atelierul de croitorie. Probabil vrea să știe ce calități are sau în ce condiții se lucrează la atelierul de croitorie, nu specifică. Ne referim aici la croitorie, nu știu la ce se referă telespectatorul, eu am spus că avem... deținuți calificați în croitorie, dar la ora actuală atelierul de croitorie este doar pentru persoanele private de libertate. Nu avem încă un contract încheiat pentru a produce elemente de croitorie la vreun beneficiar. Un alt telespectator vă întreabă dacă aveți cunoștință de cazuri de deținuți care au practic s-au recalificat în penitenciar, iar apoi, după ce s-au eliberat, au rămas pe același domeniu. Sunt multe cazuri. Sunt multe cazuri și dintre deținuții care avem acum și se apropie de Comisia de Liberare Condiționată, știu că deja au unde să meargă să lucreze. S-au calificat în penitenciar și vor merge să lucreze în afară tot acolo, chiar și din atelierul de tâmplării. Știu că există și o prevedere legală, de altfel, prin care ei cu câteva luni înainte de liberare fac astfel de cursuri care să-i ajute să se reintegreze. Cursurile în se fac pe toată perioada pedepsei, dar se pune mare accent înainte de liberare și înainte de liberare trimitem o situație, să zic, cu persoanele private de libertate care sunt propozabile pentru discutarea în Comisia de Liberare, o trimitem la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, astfel încât potențialii angajatori să poată să apeleze la serviciile deținuților. Domnule director, spuneți-ne, vă rog, de ce ar alege o persoană să-și facă, să zicem, o casă cu ajutorul deținuților? Ați făcut vreodată un calcul cam la ce costuri se ridică? Știu că aveți un tarif pe oră pentru persoanele private de libertate.
De ce o persoană, pentru că dumneavoastră ați vorbit despre contracte cu instituții, cu societăți, o persoană pur și simplu care vrea să-și construiască o casă, v-am dat până la urmă avantajele sunt aceleași. Acum pornim de la o medie de, să zic, 5 lei pe oră fără TVA. E o medie, da? În funcție și de numărul de persoane private de libertate. Dar dacă o persoană și-ar face o casă cu zilieri, să zicem așa, a doua zi, în primul rând, n-ar avea garanția că acei zilieri vor reveni la muncă, din diverse motive. Pentru că de puține ori se și încheie contracte. Exact, sau... exact. Pe de altă parte, nu ar avea garanția că în ziua de muncă muncesc cu adevărat. Deținuți în cele 8 ore de muncă muncesc. Muncesc pentru că e interesul lor să muncească, vor să dovedească că pot fi utili. În altă ordine de idei, faptul că, să zic, orice lucrare, chiar și construcția unei case, iese sub prețul pieței. Cu noi se face sub prețul pieței, deci tariful este mult mai mic decât pe piață. Și apoi celelalte avantaje de care am vorbit. Nu angajăm, nu plătim impozite pe salarii, pe sănătate și alte cele prevăzute de legislația în vigoare pentru salariați. Spuneți-mi, vă rog, cât din ce procent din buget asigurați, reușiți să asigurați astfel cu forța de muncă? Nu aș putea să vă dau acum, pot să vă spun doar că e mic. Destul de mic. Alte destul surse de mic. Finanțare. În afară mai de subvenții și venituri proprii, nu există alte surse de finanțare. Iar eu consider că societatea civilă ar trebui să fie puțin mai receptivă și la problemele sistemului penitenciar și împreună să colaborăm, să vadă că într-adevăr putem fi utili societății, atât noi lucrătorii de penitenciar, cât și deținuții. Noi, prin faptul că le asigurăm comunității și societății siguranța, pe de altă parte le asigurăm forța de muncă necesară pentru realizarea anumitor lucrări. Deținuții vor demonstra că și ei sunt oameni ca și noi, au greșit și noi greșim, dar poate nu penal și n-am ajuns în locul lor, dar fiecare om greșește. Ei au greșit, pentru ce au greșit plătesc, mai departe nu trebuie să-i mai judecăm, au fost judecați de judecători, vom fi cu toții judecați de Dumnezeu pe urmă. Trebuie să le oferim o șansă, trebuie să le oferim o șansă să fie utili. Dacă noi nu le oferim o șansă, nu avem nici nu trebuie să avem pretenția ca după liberare ei să se reintegreze în societate. Asta este, de fapt, problema puțin dintre ei, chiar și după eforturile noastre, îi trimiteți la muncă, mai se simt cât de cât folositori, aveți un întreg sistem de educație. Este. Problema este că în momentul în care revin în societate, le este foarte greu. Iată, dacă stau în penitenciar și au un comportament bun, li se dă un loc de muncă. Dacă ies dintr-un penitenciar și au un comportament bun, e mai greu să... Aici revenim exact la ceea ce spuneam, mentalitatea societății. V-am spus, ce am observat și aici vorbesc la nivelul județului Argeș, nu pot să vorbesc la nivel de sistem, am observat că totuși lumea a început să fie mai receptivă. Și cu cât societatea, comunitatea locală va fi mai receptivă, cu atât vom putea și noi să le demonstrăm că și deținuții merită o a doua șansă. Și vor fi utili societății după ce se eliberează. Problema aceasta cu bugetul nu îi afectează însă numai pe cei privați de libertate. Afectează practic și personalul din penitenciar. Ne afectează pe toți, cu siguranță ne afectează pentru că pe toți. Pentru că trebuie să explicăm, să înțeleagă și telespectatorii noștri, faptul că acea sumă de care se vorbește, că se cheltuie lunar cu un deținut peste 2000 de lei, nu înseamnă numai ce se cumpără efectiv pentru acel deținut. Nu, cu siguranță nu. În momentul când aceste sume au fost făcute publice, să zicem, peste 2000 de lei, practic se ia bugetul sistemului penitenciar, a fost luat în întreg, a fost împărțit la numărul de deținuți și a ieșit acea sumă. Bineînțeles că din această sumă sunt cheltuielile de personal, adică salariile, sunt cheltuielile cu hrănirea deținuților, sunt cheltuielile cu asigurarea utilităților, atât pentru deținuți, cât și pentru activitățile desfășurate zilnic în penitenciar, da? Adică electricitate, gaze, apă se consumă și la de către cadre pentru desfășurarea activităților, sunt cheltuielile cu bunuri și servicii, acolo sunt incluse toate celelalte, pornind de la hârtie, de Xerox, până la utilaje care ne trebuie sau alte așa. Chestii de care ne lovim practic oriunde, la orice loc de muncă. Și oriunde am lucrat, exact. Nu neapărat exact. În penitenciar. Deci nu. Sunt cheltuielile specifice oricărei instituții până la urmă, care are sau nu are în custodie persoane private de libertate.
Un alt spectator de-al nostru vă întreabă dacă sunt oameni care v-au refuzat această ofertă de forță de muncă pentru că le este teamă de deținuți. Nu am avut refuzuri pentru că le-ar fi teamă de deținuți. Refuzurile, dacă au fost, au fost, nu știu, produse de calculele făcute de beneficiar, de eficiența care i s-a părut înainte de a încheia contractul. Nu am fost refuzați că le-ar fi teamă de deținuți și nu am încheiat contracte înainte de a se... Nu le-am întrerupt înainte de a se încheia. Deci nu au existat probleme la locul de muncă. Un alt telespectator chiar asta vă întreba, dacă au fost și persoane care au încercat să fugă de la șantiere sau diverse alte locuri, pentru că mulți profită de faptul că sunt afară, spune telespectatorul nostru. Dacă luăm la nivel de sistem în mediul penitenciar, au existat situații două, în care... Cazuri. Exact, cazuri. Acum, de când sunt eu director aici, nu am avut asemenea caz. Domnule director, știu că de curând ați avut și o campanie legată de viitorul personal al penitenciarilor. O campanie destul de mare la nivel național în care a fost prins și penitenciarul Colibaș. O să vă rog pe dumneavoastră să ne explicați despre ce e vorba și dacă ați avut feedback. Au fost, știu că ați mers prin licee, prin diverse instituții de învățământ. Cum vi s-au părut elevii când au auzit că se pot angaja la penitenciar, pot urma o carieră în acest sistem? Conducerea Administrației Naționale a Penitenciarilor își dorește foarte mult să profesionalizeze sistemul și pentru aceasta am demarat o campanie, într-adevăr, s-a demarat la nivel de sistem și s-a derulat în fiecare unitate penitenciară, o campanie de promovare a viitorului, a meseriei de lucrători de penitenciar, de funcționarea publică cu statut special din sistemul administrației penitenciare. Pe lângă faptul că noi am mers în diverse licee, vreau să vă spun că au fost și elevii la noi în penitenciar și au văzut realitatea vieții de penitenciar, pornind de la condiții de detenție până la atelierele de care am discutat. Feedback-ul a fost destul de bun. Dacă ar fi util, v-aș putea spune și unde școlarizăm. Sigur că da, bănuiesc că poate pe mulți dintre telespectatorii noștri și interesează. Se apropie perioada sfârșitului de an școlar, a bacalaureatului și în mod automat urmează și studii superioare sau respectiv liceu. Pentru anul școlar 2013-2014, Administrația Națională a Penitenciarilor recrutează elevii pentru următoarele instituții de învățământ: Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București, Facultatea de Poliție, Specializarea Ordine și Siguranță Publică Penitenciare, la cursuri de zi cu durata de 3 ani, 31 de locuri bărbați și femei. Vreau să vă spun că până la ora actuală la penitenciarul Colibaș s-au înscris 8 persoane, termenul de expirare a scrierilor este 14 iunie. Academia Națională de Informații Mihai Viteazu București, Facultatea de Informații, curs de zi, durata studiilor 3 ani, pe specializarea Psihologiei Informației 10 locuri bărbați și femei și specializarea Studii de Securitate și Informații 5 locuri bărbați. Scrierile continuă până pe data de 5-7 și aici s-au înscris potențialii viitori lucrători de penitenciare. La Institutul Medico-Militar București, la Facultatea de Medicină Generală, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani, 10 locuri femei bărbați, Facultatea de Medicină Dentară, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani, 5 locuri femei și bărbați, Farmacie, cursuri de zi, durata studiilor 5 ani, 2 locuri femei și bărbați, Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu Sibiu, la Facultatea de Management Militar, avem pe Finanțe, Contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani, 10 locuri, Intendență, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani, 10 locuri și aici avem 5 înscriși până acum. Academia Tehnică Militară București și aici avem pe Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament în specializarea construcții și fortificații și pe Facultatea de Sisteme Electronice și Informatice Militare, dar avem și instituții de învățământ pozițial și avem chiar aici la Pitești, la Școala Militară de Maestri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre Basarab I Pitești, cursuri de zi cu durata studiilor de 2 ani, pe specializarea auto, comunicații și informatică, construcții și intendență. Și nu în ultimul rând, avem la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, cursuri de zi, durata studiilor 1 an, 170 de locuri pentru bărbați, 30 de locuri pentru femei. La școala de la Târgu Ocna, înscrierile se realizează până pe data de 2-8-2013. Bineînțeles că cei care doresc să obțină relații se pot adresa
la penitenciar, la departamentul, la serviciul resurse umane și pot afla mai multe informații. Iată locuri pentru cei care vor să devină ofițeri, respectiv subofițeri de penitenciare. Agenți. Mai puține locuri la ofițeri, destul de puține, având în vedere faptul că ele sunt pentru întreg sistemul penitenciar, sunt nu pentru doar pentru colbași. Toate sunt pentru întreg sistemul penitenciar, da. O întrebare de la un telespectator. Cum au perceput elevii vizita la Colibași? Este un loc destul de înfricoșător. Să știți că nu l-au privit ca un loc înfricoșător. Mai degrabă a fost un lucru util. Adică chiar i-a întrebat cineva, mi-aduc aminte acum o săptămână când au fost ultimii elevi, i-a întrebat dacă și-ar dori să se întoarcă la penitenciar. Mulți dintre ei au răspuns da, dar numai ca lucrători. Și toți au spus niciodată n-am venit să stăm după gratii. Ceea ce înseamnă că, din punctul meu de vedere, impactul a fost constructiv. Adică au văzut că nu e chiar așa cum se vede la televizor, pușcăria e de 3 stele. Nu, condițiile sunt așa cum sunt, privarea de libertate are neajunsurile ei și cred că impactul a fost pozitiv pentru ei, că sunt convins că din ei nu vor veni la penitenciar. Cum s-au comportat deținuții, în schimb, vă întreabă același telespectator? Când au intrat în contact cu elevii, s-au comportat foarte bine. V-am spus, sunt oameni, deținuții sunt oameni. Deci sunt tot ca noi. Le-au dat sfaturi, unii dintre ei le-au explicat că nu este bine să facă, să săvârșească infracțiuni, să facă prostii, cum le spuneau ei. Nu faceți prostii, că dacă faceți prostii, ajungeți ca noi și vă ratați viața, familia și tot ceea ce la ora actuală afară puteți să aveți parte. Și au spus să înțeleg practic povestile de viață? Pe scurt, pentru că nu a fost un contact destul de lung. Domnule director, pe final de emisiune, pentru că așa este la noi, e timpul destul de scurt, aș vrea să-mi spuneți, să revenim puțin la prima parte, cea legată de buget și de forța de muncă, și aș vrea să spuneți dacă participați sau puteți participa și la licitații. Nu putem participa la licitații, tocmai din considerentul pe care l-am spus, nu suntem o societate, suntem o instituție care avem un alt obiect de activitate, obiectul nostru de activitate nu este comerț. Vi se pare că sunteți suficient de încurajați pe această latură? Mă refer la penitenciare în general. Ar putea, știu, statul să facă mai mult din punctul ăsta de vedere? Nu pot să știu acum ce ar putea să facă statul. Idei sunt multe. Idei sunt pornind de la faptul că instituțiile publice ar putea să apeleze în principal la forța de muncă a deținuților. Deci idei ar fi. Acum nu știu dacă ar fi soluții. Dacă acestea ar fi și soluțiile pentru a crește, să zic așa, procentual finanțarea penitenciarelor din punct de vedere al veniturilor proprii. V-am întrebat asta pentru că sunt convinsă că mulți dintre noi își amintesc cum vedeam cu ani în urmă deținuții lucrând la poduri, lucrând la șanțuri, lucrând la străzi. În această idee v-am întrebat dacă nu cumva statul ar putea să vă încurajeze mai mult. Sunt convins că se fac eforturi și Administrația Națională împreună cu Ministerul Justiției fac eforturi. Conducerea Administrației Naționale este alături de noi permanent și chiar s-a zbătut și se zbate foarte mult, deci sunt depuse eforturi astfel încât să găsim și soluții pentru viitor. Pentru că și dacă reușim pe moment să ieșim, să zic, din criză, o lună, două, trebuie să ne gândim totuși și la viitor, atât la viitorul de scurtă durată, dar și la viitorul de peste un an, doi, sau mai mult de atâta. Vă trebuie practic o soluție de durată. Trebuie să găsim soluții de durată. Domnule director, spuneți-ne cu ce probleme v-ați confruntat. Sunteți director de ceva timp. Care au fost principalele probleme cu care v-ați confruntat în mica comunitate pe care o conduceți? Probleme deosebite n-au fost. În afară de problemele curente care sunt în orice penitenciar, de asemenea, v-am spus, marea problemă a fost bugetul. Finanțarea, care la fel este comună tuturor. Dar împreună cu echipa managerială și cu colegii mei din unitate, până acum am reușit să ne descurcăm. Nu am avut probleme deosebite. Mai există deocamdată, la ora actuală, posibilitate de finanțare pentru cât? Aveți o perioadă de timp pentru transport la instanțe, pentru sunt diverse probleme. Așa cum ați văzut fundamentarea făcută de Ministerul Justiției când a solicitat suplimentarea bugetului Administrației Naționale, trebuie să ne gândim și să pornim doar de la faptul că
Administrația Națională a Penitenciarului a primit în anul 2013 un buget de aproximativ 40% din anul 2012. Atunci facem calcule și vedem cât ne mai ajungă banii pe care avem la ora actuală. Aș vrea pe final să le spuneți telespectatorilor, să le mai spuneți odată de ce să aleagă forța de muncă din penitenciar și unde trebuie să se adreseze, dacă cei care ne-au urmărit și sunt interesați. Deci cei care sunt interesați trebuie să conștientizeze foarte bine avantajele. În primul rând avem un tarif orar negociabil cu o medie de 5 lei pe oră fără TVA. În al doilea rând, alte costuri suplimentare nu sunt. În al treilea rând, forța de muncă pe care o oferim noi este o forță de muncă sigură, vine la servici, nu a doua zi ne trezim că noi avem. Sunt oameni de bună credință, sunt oameni trecuți printr-o comisie de selecționare la muncă și suntem noi, suntem un partener pentru beneficiari. Cam astea ar fi avantajele. Domnule director, nu rămâne decât să vă mulțumesc. Și să răspund și așa, să se adreseze la penitenciar, la serviciu producție și venituri proprii, domnul Alin Lungan. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc, să vă urez multă baftă în continuare. Mulțumim. Sper să găsiți sursele de finanțare care ne afectează până la urmă și pe noi în mod direct, chiar dacă, repet, cum am spus și la începutul emisiunii, poate mulți dintre noi nu conștientizăm ce înseamnă un colaps într-un sistem penitenciar. Noi facem parte din instituțiile de ordine publică, apărare și siguranță națională. Vă mulțumesc, domnule director, vă mulțumesc și dumneavoastră și vă rog să rămâneți alături de colegii mei de la Observator. Noi ne revedem la ediția specială.